Sonetele dedicate tânărului Tommaso de Cavalieri au fost publicate în 1623 de strănepotul artistului. Pentru a masca homoerotismul acestora, pronumele masculine au fost înlocuite cu forma feminină. Au mai trecut 250 de ani până la republicarea în forma originală. Scriitorul și aventurierul francez a rămas în posteritate mai mult prin ceea ce a scris Edmond Rostand despre el sau, mai nou, așa cum l-a interpretat actorul Gérard Depardieu. Inventatorul german, care astăzi se identifică prin Mercedes, a început să lucreze alături de Maybach la firma lui Nicolaus Otto. S-au despărțit pentru a-și crea propriile firme. Bădia a fost un răzvrătit. Pentru simpatia sa față de legionari a fost condamnat în tinerețe și de regimul Antonescu și de comuniști. A fost pe baricada de la Inter pe 21 decembrie 89, dar și în piața Universității în 1990. Regizorul polonez și-a pierdut tatăl, ofițer de cavalerie, în pădurea Katyn, victimă a masacrului ordonat de Stalin după ce și-a împărțit Polonia cu Hitler. Fiul a încheiat filmările la o peliculă dedicată monstruosului capitol din istoria țării sale. Scriitorul columbian a învățat că un om are dreptul să se uite în jos la altul doar atunci când ar trebui să-l ajute să se ridice și că nu merită să plângi pentru nimeni, iar cel care merită nu te va face să plângi. S-a născut și a crescut în teatru, mama ei fiind actriță. Deși s-a visat medic-chirurg, s-a întâmplat să fie nevoită să dea la facultate de azi pe poi mâine. A învățat două poezii, a trecut examenul și a rămas actriță. Nu-mi puteam închipui că am să mai pot iubi pe cineva. La 26 de ani a făcut de 48 de ori în conjurul Pământului la bordul rachetei Vostok 6, fiind prima femeie care a ieșit în spațiul cosmic. A primit apoi gradul de general de aviație, iar la aniversarea 70 de ani a fost invitată la Kremlin de Vladimir Putin. Primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a fost și inițiatorul construirii Catedralei Mântuirii Neamului. În 1926, cum vremurile s-au complicat, în 1938 a fost nevoit să preia și conducerea guvernului pentru mai bine de un an, ultimul din viața sa. Matematicianul german a tăiat elanul maniacilor care doreau să rezolve cuadratura cercului cu rigla și compasul. A demonstrat că pi este număr transcendental, adică nu poate fi rădăcina vreunui polinom având coeficienți raționali. Vocea inconfundabilă a radioului public, Paul Grigoriu, mărturisea că nu are nicio nostalgie în legătură cu radio, doar pentru câțiva prieteni. El și-a făcut bucata lui de drum și crede că gata. Nepot al teologului și cărturarului iluminist Eufros Impoteca, psihologul născut în Mehedinț, s-a dedicat și filozofiei, fiind remarcat de Henri Bergson. A rămas fidel pasiunii sale, scriind opere importante despre sufletul neamului nostru. Liderul țărănist a luptat pe frontul primului război, primind Ordinul Mihai Viteazul. În 1926, formațiunea pe care o conducea, Partidul Țărănesc, a fuzionat cu Partidul Național Român din Transilvania, condus de Iuliu Maniu. Destinele celor doi oameni politici au rămas legate, ambii sfârșind în închisorile comuniste. Maniu în 1953 la Sighet, iar Mihalache 10 ani mai târziu la Râmnicu Sărat. Scriitoarea americană a crescut și a trăit 40 de ani în China. Nu întâmplător, juriul Nobel a apreciat în 1938 descrierile și dense și autentic epice ale vieții țărănimii chineze, precum și capodoperele ei în domeniul biografiei. Sociolog și semiotician, francezul s-a remarcat prin volumul America din 1986. Influența marxismului suprapus analizei economice, politicii și ideologiei americane i-au adus celebritate prin anumite sentințe tranșante. De pildă, despre 11 septembrie 2001, spunea că toată lumea aștepta un așa eveniment pentru că toți își doreau prăbușirea puterii americane. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.